Încă din noiembrie anul trecut, pedelistul Nicolae Vaida a pus pe masa consilierilor locali din comuna Bobota un proiect de hotărâre prin care își exprima dorința că data la care este sărbătorită ziua comunei să fie schimbată. Însă nici la această ședință de consiliu local nu s-a ajuns la un numitor comun. Se propune ca ziua comunei Bobota să fie în jurul datei de 20 mai sau când pică la sfârșitul săptămânii, într-un weekend. Fiindcă este ziua în care în casa parohială din Bobota a văzut lumina zilei Corneliu Coposu. Problema schimbării datei în care se va sărbători ziua comunei a ridicat multe semne de întrebare, motiv pentru care consilierii au hotărât să amâne decizia pentru o altă dată și poate până atunci consilierii vor reuși să organizeze și o dezbatere publică, asta ca să vadă dacă și consătenilor sunt sau nu de acord cu schimbarea datei. Trebuie să fim foarte atenți, fiindcă luna mai e o lună deosebită. De exemplu, după 24 va fi alegeri. Europarlamentare. Ce am zis că facem politică? Nu. O altă problemă a fost ridicată de Gheizu Avoș, care, în calitate de cetățean indignat, a acuzat conducerea că nu-i informează pe consilierii locali cu cel puțin 5 zile înainte de ședința de Consiliu Local despre proiectele care se află pe ordinea de zi. Acesta i-a acuzat chiar și pe consilierii locali care, potrivit lui, votează în necunoștință de cauză, fapt care l-a enervat pe primarul comunei Aurel Sarca. Mereu auzim aceeași poveste la fiecare ședință. Puneți mâna pe inimă și spuneți că vă mint sau că vă spun neadevărul. Când ați fost anunțați pentru această ședință? Câte documente ați primit din ordinea de pe ordinea de zi? Știu că numai un proiect pentru bugetul local. Cum ați venit să votați? Cum v-ați pregătit pentru această ședință? Fiind profesor, vă spun ce înțeleg eu, ca simplu cetățean pe de altă parte. Ca și elevul care merge la școală, știe numai titlul lecției, dar nu știe conținutul. Dar este pus să voteze. Cine are interes să voteze în necunoaștere de cauză? Am dat dovadă data trecută că ați votat fără să cunoașteți la proiectul de ate venit de la Consiliul Județean. Vreau să vă mai spun. Legea 215, administrației publice locale, este pentru toți. Nu numai pentru primar, nu numai pentru consilier, este și pentru cetățeni. Avem dreptul să ne cerem drepturile. Conform articolului 39, aliniatul 3, spune că ședința de Consiliu Local trebuie anunțat cu cel puțin, deci nu spune că cu 5 zile, cu cel puțin 5 zile înainte, se comunică în scris, se înmânează toate materialele de pe ordinea de zi spre studii. Acum întreb eu, de câte ori s-a respectat în Bobota acest lucru? Cine are interese să nu fie populația informată? Și să mergem numai că suntem un grup oarecare, fie PDR, fie UNPR, nici nu are importanță. Aici se joacă bunăstarea voltanului. Aseară a avut loc ședință de consilii reunite. Nu tragem unul stânga, altul dreapta. Mai aveți ceva? Deci, luni am fost chemat... Chiar dacă la început niciun consilier nu a recunoscut la sfârșitul ședinței, aceștia i-au dat dreptate, spunând că nu tot timpul știu ce se află pe ordinea de zi. O să continuu o idee expusă de domnul Boș, cu care n-aveți cum să nu fiți de acord. Că se întâmplă la fiecare ședință. Într-adevăr, termenile de convocare și materiale nu se dau. E un adevăr pe care nu vrem să-l recunoaștem unii, că suntem în alianță. Da, asta e situația. Deci, cu un pic de efort se poate face și lucrul ăsta. Un lucru care a fost rezolvat în urma ședinței de Consiliu a fost acela că mai multe familii cu situație materială precară din comuna Bobota or primi lemne de foc pe timpul iernii. Până în acest moment, 10 familii au primit lemne de foc de la primărie. Am zis așa cu colegii consilieri, să ajutăm și niște familii nevoiașe. Și domnul vice ne spune câte familii am ajutat cu câte un metru cub până acum.
10 familii s-au ajutat cu câte un metru cub. Deci s-au încărcat cu 2 metri cub, că alții ziceau, păi la urmă mai mult, mai mult. Pentru că spune și numele la cine a zis. Sigur. Sigur. Și numele exact. Adă că le avem acolo. Eu m-am uitat pe listă atunci. Am fost. Cei care au făcut propunere consiliere. Bun, da. Exact. Să respecte propunerea. Mai mult, mai mult, mai mult, odată, zicem așa, să fie 2 metri cu până îi mulțumim pe toți pe care i-ați propus și după aceea, dacă ne permite, mai dăm câte un metru cub. Unul la mână, doi. Aștept o cerere din partea beneficiarilor și propunerea consilierului care e o scris pe listă, că propun să fie, să fim de acord. Așa se face, în mod normal. Cât despre restul problemelor care nu au fost soluționate în cadrul ședinței de Consiliu Local din 31 ianuarie, reprezentanții primăriei spun că vor face tot posibilul să le rezolve în ședințele următoare.